Bine v prieteni, bună ziua! Petiție mare și lată și bizar. Domnule, de acum încolo, gata cu România, să ne numim Geția. Wow! Da, și se dau acolo tot fel de exemple, împărați, îl bătrân, îl tânăr, care merg undeva prin anii 311 în încercarea de a umple un gol, în manualele noastre. Știu? Avem golul ăsta de 800 de ani în manuale, deși toată lumea știe, toată lumea civilizată știe că după daci au existat și regatul Gepid, au existat și pecenegii, au existat și uh, Cumanii, chiar cu Cumania neagră, Cumania albă. Uh, există totuși elemente. Dar băiatul ăsta care a făcut uh, petiția, un timp venit de nicăieri, zice, domnule, pe stai așa, noi trebuie să fim recunoscuți de lumea întreagă, pentru că dacă nu eram noi daci, creștini nu erau astăzi liberi wow! Mai trebuia să spună și chestia cu inventarea limbii latine și era deja băgat în toate energiile de sub Dar discuția poate fi mai amplă. cum au renunțat patrioții ăștia mari, și puneți mari mele, la România. Pentru că România este un fapt. Nu poți fi mândru sau nu poți fi rușinat de faptul că ești român. Nu poți fi mândru sau rușinat de faptul că ai două picioare și mergi. Este un fapt. Da? A, depinde de tine să fii mândru de faptele tale sau să te rușinezi de faptele tale, dar nu identitar. Bun. Și m-am dus totuși în istorie. Pentru că în istorie există, lângă mândria de a fi român, pe care mulți o clamau într-o epocă în care naționalismele făureau națiuni, da? există și rușinea de a fi român. Și am aici cartea Geneza identității naționale la românii ardeleni a lui Sorin Mitu. E o carte foarte, foarte faină, merită să o citiți, pentru că aici vezi că există niște traume, niște boli cronice ale identității românești. De deci, ce? Inclusiv, inclusiv ce suntem astăzi pe ultimul loc din Europa la bătaie cu, cu ăștia, cu bulgarii. E bine, există un capitol, se numește pe ultimul loc și zice, zice chiar Andrei Mureșanu, groasa ceața neștiinței Atâta au denaturat pe român, mai ales când ridicându-se prin lumina deșteptării toate națiile în jurul nostru, de la Marea Neagră încoace, am rămas mai singuri, de exemplu, a vechii barbarii. Adică, iarăși, discutăm despre faptul neștiinței. Și când te gândești că noi am tot vorbit despre uh, uh, lipsa educației, lipsa finanțării, despre faptul că avem 45% analfabet funcțional, conform testelor PISA, despre faptul că din clasa 8 -a, 10% dintre copiii românilor, cetățenilor români, nu mai merg la școală, băi, cam pe acolo suntem. Și dintr-o dată vezi că nu este o chestiune pe care a făcut-o comunismul, sau a făcut-o tranziția, sau a făcut-o interbelicul, nu. Pur și simplu așa s-a clădit țara asta cu un fel de dezinteres major al celor aleși sau numiți, da? vorbim de politicieni, nu de oameni simpli, da? în a înțelege la cei bună educația. Și de aici, traumele merg către elite, culmea, aceleași elite care ar fi trebuit cumva să pună osul la tot ce înseamnă educație. Și mă duc la un capitol, rușinea de a fi român. Da? Păi ce zice Samuel Micu, Klein? Se referă la românii învățați din banat, care se rușinează a se zice români și mai voiesc să se zică de alt neam. Budai deleanu vorbește și el despre Moldo cărora, cităm, le erușine a se zice români, și în patria sa ei se fac străini. Adică sunt o mulțime, o mulțime de. Uh... cum să zic? de uh, elemente de astea care îți arată că la un moment dat, din pricina conjuncturii, din pricina jurului din jurul tău, a, a ceea ce se întâmplă în, în fața curții tale. Ai așa un fel de, de jenă de a spune că vii din acel spațiu. Și nu numai asta. Uite, de exemplu, invocă Timotei Cipariu, invocă exemplul lui Dimite Cantemir, care, deși a fost, iar citez, unul dintre cei mai zeloși literatori românești, mai glorios socotea a se fi trage din familie tătară decât a rămâne ceea ce era român. Mă duc mai departe, da? Ion Codru Drăgușanu, care a scris niște cărți fenomenale, sunt niște frumuse, niște bijuterii, și el zice și recunoaște căderea în păcat când zice, aflat la Moscova, m-am recomandat drept june literar ungur. De ce? În ideea că în acest fel șansele de a-și găsi o slujbă sunt mai mari în comparație cu situația în care și-ar fi dezvălit calitatea de român. Bun. Omul care zice despre, despre peregrin, despre toate frumusețile țării din care vine, zice dintr-o dată sunt în străinătate, nu vreau o patalama pe numele meu. Cioran, da? Dacă ar fi să mă mai nasc o dată lume, aș implora cerul, să mă nasc și eu francez. Apoi, nu numai la elite, nu numai la elite, și o să vedeți, la un moment dat, în banat, acolo lucrurile erau un pic mai complicate pentru că existau cel puțin patru comunități de gospodari și chiar gospodari adevărați împreună cu românii și întotdeauna exemplele erau un fel de competiție. Și atunci ai un paradox. Simeon Bărnuțu scrie și el despre cei cărora li s-au râs sau se rușinează de a, mai, de a se mai chema români, iar Nicolae Tincu Velia se plânge că la vârșeț, citez, între aproape 9000 de suflete de legea grecească neunită, adică ortodoxă, nu vei afla 10 suflete care să mărturisească a fi români. Toți zic orică sârbi, orică bulgari. Deși trei sferturi din populația orașului este de origine curat românească. Asta este un refuz de asumare al propriei identități. De ce se întâmplă chestia asta? Nu înseamnă că e un lucru bun. Nu înseamnă că dacă am pornit de la o petiție nevinovată, șagalnică în, naivitatea ei și în prostia ei și am ajuns la lucruri destul de serioase, nu înseamnă că susțin chestiunea asta că trebuie să fii rușinat sau trebuie să fii uh, mândru. Nu poți fi rușinat sau mândru că, v-am spus, am două picioare și mă duc pe drum. Bun. Pot să fiu rușinat dacă trec pe roșu sau pot să fiu mândru dacă ajut pe cineva să treacă strada, are o dizabilitate, etc. Bun. O mândrie de a mică, 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 pe care dacă vrei să o faci mai, mai uh, mai bună, mai strălucitoare, o închizi acolo în suflet și nu mai zi la nimeni. Bun. Se întâmplă acum un fenomen extraordinar cu ghilimele mari patrioții. Pentru că au privatizat într-un fel sau altul semantica a tot ce înseamnă patriotism. Pentru ei patriotism nu mai înseamnă nici să mergi la lucru, nici să-ți duci copiii la meditații, nici să faci ceea ce trebuie să faci. Da, e simplu cetățean. Pentru ei patriotism înseamnă ceva spectaculos. Înseamnă un alt fel de las fierbință. Un alt fel de team building. Un ceva care să surprindă. Da? Patriotismul nu a fost niciodată ceva surprinzător. Ar fi trebuit să fie o mare calmă. Ei vor un râu vigilios. De ce? Ca lumea să stea pe margine și să aplaude. Pentru că rolul patriotului român de astăzi, și iară spuneți ghilimele, nu vorbesc de acei patrioti adevărați, care v am spus, au discreția lor în a merge la muncă, în a-și face treaba. Nu? Rolul patriotilor ăștia cu ghilimele, de carton de tinichea de astăzi în România este să culeagă aplauze. Fiecare bătaie de palme înseamnă pentru ei și un vot. E bine când ai pus votul. N-ai mai pus doar o ștampilă. Am pus o ștampilă acolo că mă enervat ăla și am votat acolo. Nu, nu. Să știi că ai pus votul și deja acolo i-ai dat o secretară sau două. I-ai dat bani de hârtie igienică. Inclusiv aia. Da? Bani de Xerox. Ei da bani de chirie, 1000 de euro pe lună și nimeni nu cere un document. Să vină un deputat sau un senator să spună, știți, primesc 1000 de euro pe lună și am făcut contract sau am cheltuit banii așa, 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 așa. Că se poate și să-i cheltuiești în mod normal, da? I-ai mai dat o indemnizație la care o grămadă de cetățeni români visează. I-ai mai dat o pensie specială la care o grămadă de parlamentari din Occident visează. I-ai dat tot, tot, tot. Bile de avion gratuit, bile de tren gratuit, benzină, nu cumva să-și cheltuiască din bănuții de, de indemnizație, dacă merge cumva în teritoriu cu mașina, nu cumva să sărăcuțul să cheltuiască din banii lui. Nu, nu. Dăm și acolo vreo 350 de euro să meargă totuși cu benzină, cu motorină, nu cumva să sufere sărăcuțul de parlamentar. Bun. Și atunci te gândești în felul următor. Bă, Băi, responsabilitatea ta față de mine care este? Așa că faci un spectacol gratuit de cântarea României, patriot, poezii patriotice, mergi la slujbe la biserică, zice popa să te votez. ok, a intră în, în, ipocrizia de fiecare zi a politicii și presupun că nu e numai politica românească. Bun. Problema este la noi însă. Pentru că noi înjurăm niște aleși, idioți de cele mai multe ori, aleși de cine? Și aici mergem la mai păi, băi, băieți, dacă vreți să schimbați numele țării în Geția, noi o să fim Geți? o să schimbăm și neravul poporului de a alege idioți, că presupun că un popor deștept nu alege idiot. Mă gândesc că un om idiot alege un idiot. Și atunci ajungem la adevărata problemă, care, așa cum zicea Andrei Mureșanu, încă din secolul XIX, băieți, în ceața neagră a neștiinței. Mă uitam azi pe Newsweek și era acolo, domnule, Finlanda, care nu are nicio olimpiadă internațională, nici o olimpiadă națională, nu interesează pe aia medaliile, nu interesează, spune frumos să, să, rămână la doamna învățătoare care a luat medalie sau a luat premiul întâi, ăia sunt sus, 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 sus. Noi, pe locul trei în lume, după China, după Corea de Sud, cea mai tare țară din Europa, cea mai, țară, cea mai tare țară din spațiul euroatlantic, nu știu câte medalii de aur, la matematică, la mama dracului, la tot. Noi suntem mai premianții. Bă, și când te uiți în jur, cum dumnezeu, jumate din copii citesc și nu înțeleg ce citesc. De ce? Pentru că noi am mers întotdeauna pe fantoma asta, pe iluzia asta a, a excepționalismului. Scama din buricul lui Dumnezeu. Da, adică, domnule, ca român, român zice, viteaz zice, toate, toate pildele noastre, toate legendele noastre despre noi au fost de, de celebrare, de, de un fel de vizionarism de ăsta aproape de mistic. Da? îl ai pe nu știu care sfânt, la mănăstirea nu știu care, care ți-a spus că e grădina Domnului și a mers acolo și mă duc în fiecare an la, la, mormântul lui și stau acolo și mă reculeg. Bă, poate că sunt oameni care văd în cruce sau în... Într un simbol. Nu zic cruce, că n-am chef să vorbesc cu păcat acum când o să-mi sară în captăți glimele credincioșii. Da? Poate că te calmezi la simboluri. Poate că simbolurile sunt pentru unii un panaceu sau un psiholog. Da? Dar băiete, nu ți-ai pus întrebarea că până ajungi tu la prislop, la mănăstire, ți-ai rupt două bucșe? Nu ți-ai pus întrebarea că dacă cumva ți s-o făcut rău pe mașină, ție sau lui de lângă tine, ți a fost frică să-l duci la spital, că sunt nozocomiale? Te-ai gândit vreodată dacă fiul tău ar trebui sau fica ta ar trebui să stea acolo smerită, să creadă că există un Dumnezeu care stă cu praștea, băi, nu cumva să păcătuiești că ți-am tras una peste ceafă, ok? Sau să învețe că știința poate fi frumoasă, că poate să nu intre în coliziune cu, cu religia, că toate lucrurile au un rost pe lume și fiecare are locul lui și nu poți să faci dintr-o dintr legendă, indiferent care este ea, valoare culturală, națională. Da? Și m-am uitat la ce? Și uitați-vă și voi când se dau relori cu boboteaza. Indiferent dacă e la o religie sau alta, sau o credință sau alta, sau la ce vreți voi, că nu vreau să intru în ortodoxie, catolicism, islamism, etc. Bun. Întotdeauna vin popii în față, indiferent ce credință, da? și lângă ei flancați autoritățile, jandarmi, poliție, adică statul care participă, dar printr-o complicitate absolut aiuritoare, la toată simbolistica asta, care să fie cu iertare într-un secol 21 are rolul ei, dar are și locul ei. Locul ei nu este în locul meu. Jandarmul trebuie să mă protejeze pe mine. Poliția trebuie să mă protejeze pe mine. Da? Și aici deja intrăm într-o logică destul de, de ciudată, a românismului. Românismul ăsta pe care îl aduc ghilimele mari, patrioți români, ați închis ghilimele, ok, și vând în lipsa oricărui proiect normal de dezvoltare. Despre asta este vorba. Puteți să schimbați numele României nu numai în Geția, în Supergeția, Super Românie, Ultra Românie, Europa în sine, cum vreți voi. În rest, intrăm în aceeași magie a conspirațiilor și a elucubrațiilor zicea ăsta din, nu știu care zicea, cred că am citit ceva vis-a-vis -vis de, 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 recipisa asta, de petiția asta, Dom'le, voievod, că noi suntem voievod, că e un cuvânt dacic și mă gândeam, bă, cât de prost poți să fi, ca să nu te uiți un pic etimologie, cuvânt voievod. Toată lumea știe că e din slavă. Da? Voievodul era ăla care era trimis la graniță cu o diviză de 50 de, de războinici să apere granița. Apoi s-a dus ca o, pe de-o parte administrativ, cum este și acum în Polonia, pe de-o parte militar, cum este în, cum a fost, mă rog, în Rusia țaristă, și pe de altă parte ca un fel de prefect. Da? Existau și voievozi otomani. De exemplu, guvernatorul sau prefectul, cum ar veni astăzi, Atenei, în perioada otomană, se numea voievod. Nimeni nu-și punea problema atât de acut a identității și este un paradox extraordinar. În timp ce secolul XIX a fost un, un, un creuzet al tot ce înseamnă um, frecușuri, convulsii identitare, naționale, naționaliste, și a avut rolul lui, da, în toată lumea, secolul ăla, acum, dintr-o dată, mergem înapoi, trecem prin secolul 20, mergem înapoi în secolul 19 și revigorăm iarăși niște chestiuni care par bord de, cop bord de copilărie acum. Pojarul are valoarea, ghilimele, valoarea lui când îl faci în copilărie. Bă, când îl faci la maturitate, s-ar putea să ai niște efecte adverse destul de puternice. Ceea ce sper că nu se va întâmpla și acum în cazul nostru. Să aveți sănătate, virtute și toate rimele care vă vin în minte acum.